Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt ce am găsit la un market. Am găsit lăstari de cartofi dulce. De aceea, cei care vreți să fiți cei care vreți să plantați acești cartofi dulci, puteți găsi acești lăstari la Lidl la un preț de 35 de lei 6 lăstari. Deci vedeți cum arată. Eu o să-i plantez astăzi. Am găsit în zona asta un teren mai afânat. Eu deja am făcut găurile cu plantatorul merge foarte ușor. O să pun apă în găuri și pe urmă voi astupa. Vor fi aici mai aproape de mine și o să-i vedeți mai des, o să vedeți evoluția mai des. Eu acasă mai am puși 6 cartofi dulci pentru făcut lăstari, dar dacă s-a evit această oportunitate, cei care vreți puteți să mergeți să achiziționați, găsiți așa cum v-am spus la Lidl și la prețul de 35 de lei. Eu să mă apuc acum de să-i pun. O să pun telefonul în suport și mă apuc de treabă, că deja este cam târziu ori. Trebuie să mai merg și acasă. Am mai prășit și eu pe unde am mai putut, am mai repicat niște ardei. Cam așa e grădina, adică fără nimica deocamdată. Solarul la fel. Da, încă a fost zile foarte reci pentru această perioadă, cu o temperatură de 3 grade. Să sperăm că nu închid telefonul. Da, e bine așa. Eu o să mă apuc acum de să-i pun. O să vă arăt. Să vă arăt cam cum arată înăuntru, nu știu dacă se vede. Da, o să vedem, o să scoatem unul din cutie și eu sunt curios. Văd că are o rădăcină foarte... Da, e ok. Ia uitați-l. E ok. Da. O să mă apuc de pus de aici încolo.
Da, sper că se vede. Sper că se vede ce rădăcină au. Da, suntem siguri că este un cartof dulce. Aș mai scormoni un pic aici la suprafață să văd proveniența, dar după cum văd eu, are o, are ceva, o peliculă care bănuiesc că este gen, cum e, folie agrotextil. O să rup o bucată. Da, este cum e, bănuiesc că se descompune în pământ. Da, o să punem așa, exact așa cum este. Fiindcă din aceste rădăcini vor pleca noi cartofi, să sperăm. Deci vedeți această folie. Este o folie de pânză, ceva, un agrotextil. Da, haideți să... M-am murdărit de meserie, așa se spune. Arată super. Haideți să mergem mai aproape. Am lăsat și acel standard cu această imagine. De fapt, e un băț. Vedeți, da? E un băț. Aici arată că trebuie să fie soare, umiditate. Nu știu ce mai arată acolo, o imagine cu o casă și așa. Da, în fine. În fine,
Are un pașaport de plantă, Ipomea, Ipomoea batatas. Da, în fine. Ne încurcăm în cuvintele astea. Noi le știm cartofi dulci. Punem aici standardul, da? Și cam ăștia sunt cartofii. 2, 4, 6 cuiburi. Și o să vedem evoluția. Cei care vor să mai urmărească. Deci cei care vreți să puneți lăstari de cartofi acum în această perioadă, cei de acasă nu s-au făcut, sunt cam de 5-6 până în 10 cm cel mai mare, o să trebuiască să-i rup și să-i pun la înrădăcinat și ăia, dar vedeți că s-a ivit această oportunitate și suntem cu un pas înainte. Eu vă doresc succes celor care vreți să plantați acest lăstar de cartofi dulce și să sperăm că o să iasă ceva. Da, cam atâta pe seara asta. Nu mai lungesc că mă duc și eu acasă. Sunt un pic obosit. Și ne revedem la un nou videoclip. Sperăm cât mai curând. Vă doresc multă sănătate și o seară bună. Și weekend plăcut, bineînțeles. La revedere!